Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Există o variantă britanică, una care ne face zilele amare. Din ce în ce mai multe avertismente că se apropie un nou val pandemic. Varianta Delta a noului coronavirus, mult mai contagioasă, creează probleme în din ce în ce mai multe țări europene și nu doar. În Grecia, numărul cazurilor confirmate s-a dublat în numai 24 de ore. E adevărat, deocamdată vorbim de puține cazuri, relativ puține, erau 1700 ieri, dar evoluția e dramatică, de la 800 la peste 1700. Numărul cazurilor de COVID-19 din Spania a crescut de asemenea rapid, 85% mai puțin de o săptămână. În consecință, au fost reimpuse restricții severe în Catalonia. Numărul cazurilor zilnice de COVID-19 a crescut cu 66% în ultima săptămână și în Olanda. În Marea Britanie s-a înregistrat cel mai mare număr de cazuri din luna ianuarie. Crește numărul infectărilor și în Germania și în Franța. În Rusia, situația este din ce în ce mai dificilă, cu un mare număr de decese zilnice care depășesc recordurile cumplite de anul trecut. Deci peste tot în jur, lucrurile sunt complicate. Și în Israel crește numărul de cazuri. În România însă, vedeți, e liniște și pace. Nici cazuri noi multe nu avem, nici decese nu prea sunt și nici autoritățile nu par preocupate nici de un eventual nou val pandemic, nici de faptul că vaccinarea e aproape complet împotmolită. Profesorul de Sănătate Publică Răzvan Chereche și la telefon cu noi. Bună dimineața, domnule profesor. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum se face că noi suntem feriți de experiențele prin care trec deja mulți alți europeni? E numai chestiune de timp. Și cu valurile, și în valul 3, dacă vă aduceți aminte, noi am început cam cu o lună jumate după Marea Britanie și după țările din vestul Europei. E are de face și cu dinamica socială, cu cât de conectate sunt țările cu restul lumii și cu timpul până când tulpina începe să aibă împrăștiere suficient de mare într-un anumit teritoriu ca să înceapă să vadă diferența. Plus că deocamdată la noi, datorită faptului că vremea e caldă, și e mai caldă la noi vremea decât în Marea Britanie, de exemplu. Da, da. Unde Spania, Israel. Da, da. Spania și Israel, într-adevăr, sunt țări care sunt la fel de calde ca și noi, doar că atât Spania cât și Israel sunt semnificativ mai bine conectate din punct de vedere turistic și din punct de vedere, punct de vedere social. Și în Israel, tulpina alfa, cea din Marea Britanie, a ajuns mult înaintea noastră. Deci, practic, la noi undeva prin 1 august ar trebui să înceapă creșterea. Mai e ceva de făcut? În momentul acest, da, sigur că da. Deci noi ar trebui să creștem rata de vaccinare. Pentru că dacă ne uităm, comparăm trei țări, comparăm Marea Britanie, Israelul și Rusia, în care avem creșteri semnificative, diferența cea mai mare între Rusia și Marea Britanie și Israel este de rată de vaccinare. În sensul că în Israel și Marea Britanie rata de vaccinare este semnificativ mai mare și în concluzie se vede. Numărul de persoane internate pe terapie intensivă sau decedate e extrem de mic, chiar dacă numărul de cazuri noi crește, în timp ce Rusia, numărul de decese a crescut semnificativ. Deci rata de vaccinare va face și la noi diferența între cât de mult se vor aglomera secții de terapie intensivă și cât de multe persoane vor muri. Adică spuneți că, iată, în Marea Britanie, unde este o proporție de vaccinare mare, oricum mult mai mare decât în România, nu mai știu la cât sunt ei, în urmă cu 2 săptămâni parcă ajunseseră la 60% cu cel puțin o doză, dar spuneți că așa, că se poate produce infectare și în populațiile vaccinate, dar nu ajungi la spital, adică vaccinarea te ferește de cazurile grave. Exact, deci vaccinarea nu protejează de infecție, în sensul că dacă ești vaccinat, într-adevăr, ai șanse cu 90% mai mici să fii infectat sau să infectezi mai departe, dar tot e posibil. Deci, în principal, avantaj a vaccinării este că te protejează de simptome severe, internare și deces. Și asta e ceea ce face diferența. Dar cum se explică, totuși, ziceți că 90% din cazuri ești protejat de infectare? Cum se explică, totuși, că într-o țară ca Marea Britanie, unde proporția de vaccinații este atât de mare, avem și atât de multe cazuri, cel mai multe cazuri din ianuarie încoace? Cât de contagioasă e varianta asta Delta? E semnificativ mai infecțioasă. Adică tulpina ancestrală, originală, cea din Wuhan,
O persoană infectată cu acea tulpină infecta în medie cam alte 3 persoane. O persoană infectată cu tulpina alfa, cea din Marea Britanie, infecta în medie alte 4 persoane. E bine, o persoană infectată cu tulpina delta infectează în medie alte 6 persoane. Și, de fapt, de aici vine diferența, pentru că chiar dacă simptomele nu sunt mai severe, dar numărul de persoane care ajung să fie expuse infecției e practic de 2 ori mai mare față de tulpina ancestrală. Și asta duce la o rată de multiplicare semnificativ mai mare. Deci chiar dacă să presupunem că am avea 100% din... dacă suntem la 100% avem imunitate de grup. Dar să zicem că avem un procent mare de populație vaccinată și 90% dintre ei nu se vor infecta pentru că sunt vaccinați, tot ne rămâne, pentru că la 20 de milioane, un 10% tot sunt 2 milioane care se infectează, deci numărul de cazuri noi va crește. Diferența va fi acolo, la numărul de persoane internate pe secția de terapie intensivă. Uh-huh. 24% populația României eligibilă vaccinată cu ambele doze, mă rog, e o proporție mică. În acest context, în contextul românesc, cât de puternic credeți că va fi acest val pandemic despre care dumneavoastră credeți că va veni în august, a spus? În august, estimările sunt că în august tulpina delta va deveni majoritară și în România. Părerea că vom începe să vedem creșteri din momentul în care va începe școala față în față din septembrie, pentru că copiii vor începe... Școala înseamnă automat creșterea interacțiunii sociale între oameni, pentru că nu doar copiii, și părinții care îi duc, îi aduc, copiii care interacționează unii cu alții, deci acolo automat, și mai sunt copiii nu sunt vaccinați, asta automat va duce la multiplicarea rate transmitere. Plus că din septembrie vremea va începe să se răcească și toți acești factori vor contribui. Și creșterea numărului de cazuri va fi inegală, pentru că în județele în care avem o rată de vaccinare mare, impactul va fi mult mai mic. În timp ce județele cu rată de vaccinare mică, acolo se va vedea diferența. Din nefericire, exact județele, dacă vă uitați, exact județele cu rată de vaccinare mică, sunt județele în care se testează puțin. Deci sunt șanse că dacă Ministerul Sănătății nu se mobilizează să crească rata de testare în județele cu rată de vaccinare mică, în momentul în care ne vom da seama că începem să avem o problemă, va fi târziu. Dar dumneavoastră, cum vă explicați faptul că în topul vaccinării conduc orașe mari, precum Bucureștiul, Clujul, Timișoara? Și sunt regiuni unde vaccinarea este mult mai redusă. Cum vă explicați diferențele astea? Are de-a face cu nivelul de educație. Pentru că să te vaccinezi înseamnă să înțelegi că ești la risc, să înțelegi care e soluția și să înțelegi argumentele pentru care trebuie să te vaccinezi. Pe de altă parte, în momentul în care nu îți este clar ce se întâmplă, ești expus la tot felul de teorii din astea abracadabrante cu conspirații și povești nemuritoare, mai mult nu ai încredere în medicină și în procesul de vaccinare, asta tinde să se asocieze cu nivelul de educație mai scăzut. Orașele mai mari înseamnă, prin definiție, și densitatea populațională mai mare, ceea ce înseamnă că orașele au fost expuse la rate de infecție mai mari înainte și probabilitatea este mai mare ca oamenii să fi văzut infecția. În mediile rurale, de exemplu, rata de transmitere a infecției a fost mai redusă, pentru că distanțe mai mari, oamenii locuiesc așa de aproape, nu interacționează atât de strâns. Diferența este că tulpina delta va trece peste aceste bariere. Deci vom vedea creștere semnificativă și în mediul rural, pentru că dacă cu toții am cunoscut situații în care într-o familie, asta de anul trecut, într-o familie, doi membri a familiei au făcut infecția și doi, deși locuiau împreună, nu s-au infectat. Exact. E bine, cu tulpina delta așa ceva nu mai există. Pentru că probabilitatea de infecție deci dacă s-a infectat unul într-o familie, se infectează toți. Așa, aici e diferența de infecțiozitate. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea, profesorul de sănătate publică Răzvan Cherecheș. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.